Anunțul plutea în aer. Alex Moțan a semnat cu Rapid pentru un an împrumut de la Columbus Crew din Statele Unite, echipă unde a fost vândut de Farul acum un an și ceva, cred. Este un transfer confirmat care nu mă impresionează, sincer să fiu. Moțan este un fotbalist de buzunar care până la urmă n-a demonstrat cine știe ce până la 22 de ani, a jucat la Farul și a plecat la Columbus Crew. Adică la Columbus Crew nu înseamnă că a plecat la Union Berlin, de exemplu, sau la... Nu știu, nu zic Saint-Étienne, că ea s-a dus în Liga 2 din Franța. Habar n-am. Nu știu, Strasbourg. S-a dus la o echipă din SUA, care clar, eu sunt convins, campionat din SUA. Deși nu urmăresc, n-are cum să fie mai stabil decât al României, dar oricum. Ideea este că e bine că s-a făcut și aș vrea să menționez ceva important, care să, pentru că au fost două informații contradictorii și sper că a doua e cea bună. În sensul că Alex Moțan a renunțat la salariul de aproximativ 500.000 de dolari pe care l-ar fi avut pe un an la Columbus Crew și ar avea undeva la 18.000 de euro pe lună, probabil 18.000 de dolari, că și așa paritatea e aproape 1 la 1. Deci 18.000 de dolari pe lună ar însemna undeva la 180.000 și cu vreo 220.000 de dolari. Deci eu practic și-am, conform surselor, și-ar fi înjumătățit salariul. Sau pe acolo. Ca să joace la Rapid. Partea și mai bună e că Rapid achită 6.000 de dolari pe lună, în timp ce restul de 12.000 sunt achitați de echipa mamă, cum ar veni. Este o mutare bună din punctul meu de vedere, pentru că 18.000 să ia un fotbalist precum Moțan și să plătească Rapidul această sumă lunar, mi s-ar fi părut un echilibru imens, un dezechilibru imens în cadrul clubului, pentru că nu e un fotbalist, nu știu, nu o să mai dau iar exemplu Ben Arfa, dar nu e un fotbalist de genul. La 18.000 de dolari pe lună trebuie să-ți vină unul și să fie mai bun decât toată echipa, sau mă rog, înțelegeți voi ce vreau să spun. Dar pe 6.000 și 12.000 se dea Columbus Crew și să fie un an împrumut este o mutare bună și care din nou demonstrează că managementul Rapidului este unul cumpătat și care știe să plătească ce să plătească, unde să plătească. Au mai venit fotbaliști împrumut, nu e tragedie că vine împrumut, preferabil e să-ți iei fotbaliști care sunt ai tăi, dar nu contează nici asta, pentru că principala problema unui club de tale Rapidul este să facă rezultate, nu să crească juniori, este să crești și copii, să crești și fotbaliști, să și vinzi mai departe, corect, așa te menții, dar Rapidul este un club care se poate finanța din ceea ce produce prin suporteri. Și am explicat de atâtea ori de ce e suporteri în cluburile și Rapid este clubul cu cei mai mulți suporteri de departe din România, mai ales că acum e pe val, așa că astea sunt alte discuții. Ideea este că Moțan a semnat, un an va juca la Rapid, să vedem cum se va descurca. Nu este un fotbalist care să mă dea pe spate, dar mă bucur că dacă este scenariul ăsta al doilea, este o decizie bună și pentru el și demonstrează că vrea, că are sete de rezultate, are sete de fotbal și vrea să joace la Rapid. Și asta e foarte important. Dacă fotbalistul își dorește să joace și lasă de el și s-a găsit brecea asta să-i plătească americanii o bună parte din salariu, atunci nu văd absolut niciun impediment. Să vedem dacă se vor anunța și ceilalți, Betancur și Iuri. În afară de Betancur, eu pe Iuri nu văd mare sculă. Dar vedem ce va mai fi. Nici pe Moțan nu-i văd momentan. O să vedem dacă se integrează, pentru că avem fotbaliști tehnici. Este Ioniță, este Sefer, este Pănoiu chiar. Sunt fotbaliști care joacă acolo la mijlocul terenului. El ai pe Kate, ai destui. Crepulia apare că și-a mai revenit, ok, ăsta e de bandă, nu e, dar nu contează asta, e prea puțin relevant din punctul meu de vedere, dar vom vedea ce va mai fi. Important e că Alex Moțan a semnat un an împrumut și detalii vedeți în linkul de la descriere, pentru că vreau să dau direct de pe site-ul clubului ca să vedeți și voi toate detaliile și declarațiile jucătorilor. Ce să zic, bine ai venit, Alex!